Hei, ce faci, fată? Bine, uite, mă duc până la Băneasa și mă întorc. Deja 12 și un sfert sunt acasă, înapoi. La 12 și rămâi după aia acasă? Da. Eu am reușit să-mi scriu textul de dimineață. N-am plecat de acasă și l-am scris, pentru că ieri am stat ca un porc toată ziua degeaba. Am văzut. Da. Te-apuc. Bine, bine, ne vedem. Pa. Pa, pa. Am terminat textul, după cum ați auzit. Numai că, în continuare, lenea e mare. Flavia! 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 Flavia n-a ajuns încă acasă, așa că o să mă plimb un pic prin parc să fac câteva timelapse-uri. Vreau să deschide ușa ca să parchezi o mașină. O să-mi dea Flavia niște mâncare de cartofi. La revedere! Să rămână! Doamne, cât îmi place Gwyneth Paltrow. Uitați-o pe Flavia, cât de profi e. Gata, fraților, începem. Nu e stres. Multă lume se întreabă în rubrica de comentarii cine este Flavia. Și m-am întrebat și eu deseori chestia asta. Cine este Flavia? Dar în fond, ce este viața? Ce este dragostea? De ce suntem trăim? Aici? Da, da. Suntem singuri în univers? Suntem singuri în camera asta? Nu, mai e și Raluca. Pe care nu puteți să o vedeți pentru că nu arată bine astăzi. Nu e o zi bună pentru păr. Nu are o zi bună de fustă. Ce-a făcut? Dar o să o cunoașteți. Ce zi de fustă? Dar n-are legătură, ce fusta, e nebunit, ce treabă are fusta, n-are nicio legătură fusta. Ați auzit-o puțin pe Raluca, numai că... Chiar dacă nu o vedeți încă, e un tiz. În curând o să o vedeți, da. Da, poți să le arăt unghiile. A, arată-le unghiile. Aaaa! Ne vedem joi. Pa! Pa! Să nu lași pisicile să iasă, să tragi ușa în pădure. Gata!